Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după El. Și un lepros s-a apropiat de El, i s-a închinat și i-a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a întins de el și i-a zis: Da, vreau, fii curățit. Îndată a fost curățită lepra lui. Există atât de multe lucruri greșite pe care oamenii le cred astăzi despre cine este Iisus. Vă rog să puneți pentru un moment deoparte orice idee, concept și imagine pe care o aveți despre un Iisus religios. Permiteți-mi să vă prezint adevăratul Iisus, căci aici începe totul. Nu vorbesc despre Iisusul religios, despre care poate ați auzit crescând, ci despre adevăratul Iisus care a mers pe străzile prăfuite ale Ierusalimului și pe apele Galilei. El era cel spre care bolnavii, săracii, păcătoșii, cei căzuți și cei respinși se îndreptau și se simțeau în largul lor. El era Dumnezeu întruchipat și a manifestat iubirea tangibilă a lui Dumnezeu. În prezența lui, cei care nu erau perfecți nu se simțeau înfricoșați de el, nu simțeau judecată sau condamnare din partea lui. Pentru cei care îl căutau pentru vindecare, restaurare și ajutor, indiferent de trecutul sau originea lor, el întotdeauna le oferea o inimă și o mână iubitoare, plină de compasiune și le îndeplinea nevoile din plin. Contrar a ceea ce mulți oameni cred, nu trebuie să fii religios pentru a avea acces la Dumnezeu și la ajutorul Lui. De fapt, cu cât mai puțin religios, cu atât mai bine. Adevăratul Iisus nu a venit să aducă o nouă religie. Nu a venit să fie slujit și să fie servit. Nu, El a venit să slujească și a slujit cu adevărat. Adevăratul Iisus a creat universul cu o singură poruncă și a orchestrat traiectoriile fiecărei planete pentru ca niciuna să nu se ciocnească. Avea tot dreptul să ceară slujire de la cei pe care i-a creat, dar El a oferit slujire. S-a plecat și cu propriile sale mâini a spălat murdăria și impuritățile de pe picioarele ucenicilor săi. Aceleași mâini aveau să fie ulterior străpunse cu cuie la cruce. Și El ne-a spălat cu propriul Său sânge de murdăria și impuritățile tuturor păcatelor noastre, luându-le asupra trupului Său. Ce diferență face de Dumnezeul condamnant, judecător și căutător de greșeli pe care mulți îl prezintă? Acesta este adevăratul Iisus, total diferit de ceea ce mulți dintre noi am fost învățați despre Dumnezeu. El este dispus și capabil să-ți îndeplinească nevoia astăzi și să te iubească până la desăvârșire. Sunteți binecuvântați!